Joi seară, premierul Florin Câțu a efectuat o vizită oficială în comuna Hunedoreana Romos. Scopul acestei vizite a fost evaluarea situației de pe drumul ce leagă Romosul de orașul Cugir din județul Alba, care are o lungime de doar 4 km și nu este asfaltat. Premierul dând asigurări că se vor aloca fonduri pentru această investiție. Am vrut să văd acest drum pentru că în România, în ultimii ani, deși au fost două programe PNDL, doar 18% din bani s-au dus pentru drumuri. Restul banilor au fost folosiți din punctul meu de vedere ineficient. Și atunci, în astăzi, în la CNI, există proiecte depuse de 7 miliarde de lei, drumuri județene și comunale, care nu se pot finanța nici prin fonduri europene, nici prin PNR, nici prin altceva. Și atunci, pentru aceste drumuri, vom aloca resurse de la buget, pentru că e nevoie, uitați și aici, e nevoie de acești bani, nu trebuie să sufere nimeni, și pornim cu acest program. Este o condiție clară acolo, vor avea prioritatea cele comune, vorbind de drumurile comunale, unde deja există canalizare sau apă. Primul ministru s-a întâlnit și cu locuitorii comunei Romos, cărora le-a explicat că au fost fonduri din diverse surse pentru drumuri, dar nu au fost utilizate eficient. Florin Câțu a mai spus că nu dorește să se repete această situație, noul drum urmând a scurta considerabil durata deplasării între Romos și Cugir, unde lucrează mai mulți locuitori din comuna Hunedoreană. Avem de făcut drumul și o să anunț și în interior, dar aici am fost să văd acel drum între Romos și Cugir, pentru că este clar că în ultimii ani au fost bani dați prin PNDL, dar numai 18% s-au dus pe drumuri. Și vedeți ce înseamnă un drum. Am aflat acum, nu știam, dar se scurtează distanța de la 45 minute la 7 minute, ceea ce este incredibil. Cum să nu faci porțiunea aia de să stai de 30 de ani de zile, să nu termin drumul ăla și beneficiile ar fi fost enorme pentru toată lumea. Nu vreau să mai avem astfel de situații. La finalul vizitei sale la Romos, Florin Câțu, primul ministru al României, a avut o întâlnire informală cu primarii din județul Hunedoara.